să fim sinceri, după ultimul interviu, aș putea să spun că administrația județului Vrancea în ultimii 15 ani a distrus industria județului Vrancea și a determinat un exod de 70.000 de cetățeni în Italia și Spania, lăsând în urmă părinți fără copii, copii fără părinți. Aceste persoane le putem identifica foarte ușor. Îl cheamă Nicolae Lăscan, îl cheamă Baczynski, îl cheamă Oprișan, îl cheamă Tudorel Trofim, îl cheamă Oprea, îl cheamă, nu știu, Dragoș Mircea, prefecți, primați, viceprimari. Toți au contribuit la distrugerea industriei județului Vrancea. Ne-au nenorocit copii, ne-au alungat părinții. Astăzi sunt nemulțumiți că un cetățean care a rămas în orașul Focșani să construiască, dorește să îi îndepărteze. Sunt așa de vehemenți încât nu vă puteți imagina.